Unde s-a dus luna ianuarie? A, ca să-i facă loc lui februarie. Suntem la început de făurar, dar în ianuarie n-am făurit nimic. Întrebă cineva, cum îți merge? În luna ianuarie, cum îți merge? E, cum să meargă? Ca în ianuarie. În ianuarie ne merge cel mai rău. Să vedeți cât de rău o să ne meargă în februarie. Dar dacă sunteți aici pe canalele lui Nicu Bendea, numai bine o să vă meargă. Bună dimineața, vă salut de la cafeaua de după de după ce o să ziceți, da, noi continuăm cu optimism și cu încredere, nu așa? Avem o zi în plus. Februarie are, are acum 29 de zile. Deci avem o zi în plus în care să bem cafele de pe buymeacoffee.com cu bendea, cafeaua dată de anchi. Să trăiască anchi. Că e cuban, nu este sanchi. Um, Mihai Treistariu năcăjitare că nu mai participă România la Eurovision. De ce nu mai participă la Eurovision? Mihai Treistariu, că nu mai participă delegația TVR-ului. De ce? Că nu sunt bani. Fac economii. Foarte bine. Felicit conducerea TVR-ului pe această cale. Cea mai bună decizie. Oricum pierdeam, oricum eram pe ultimul loc. De făceam de tătă mândra minune. Stăm acasă, sunt. Dar Mihai Treistariu ăsta au vrut să se pensioneze de la Eurovision? La TVR. La TVR. Ăsta are o meserie, așa. Chiloțar de de Spotify, de nu știu ce. Apropo, inspectoratul școlar județean a intenționat să cumpere un aparat de origine tracogetodacă, un aparat pe care dacă pui palmele, poate să ghicească ce meserie ți se potrivește pe viitor. Îți ghicește viitorul în palmă. Acum la liceeni, la băieți, nu prea merge asta, că toți au bătături în palmă. De la sală. Și nu poți să-i spui copilului, tu muncitor, tu dai la lopată, tu dai la cazma, eu lasă că știu eu de la ce am bătăturile, de la dat la... la... <coughs> da, asta e. Meseria brățară de aur, cum a zis Piști într-un celebru videoclip. Două activiste de mediu sau nu știu de ce au aruncat cu niște zamă pe tablou Mona Lisa. E că dacă găteau ele guiași credeți că mai dădeau pe tablou? Eu fi fost foame și Monelisa după atâtea sute de ani să stea de și mi-o Sau o cafea de pe buymeacoffee.com să ești nu? Mulțumesc anticipat. Tomac, Orban și cu drulă au făcut alianță să meargă la alegeri. Câte voturi vor lua? O drulă. Între timp, Traian Băsescu cu internat în spital, ipoxigen pe oxigen îți dai seama ce greu vă dați seama ce greu bea el whisky-ul acum Dumnezeu să-i dea sănătate că uite foștii președinți ce bine o duc Emil Constantinescu 84 de ani nu are nicio problemă Ion Iliescu 184 de ani este ok și în ziua de astăzi cât despre Iohannis dulapul nostru umblător n-are moarte mă. astăzi este ziua internațională a zonelor umede Bianca Drăgușanu este dar nu-i dăm titlu, nu băgăm pe Bianca Drăgușan un titlu, că deja pe YouTube tot să șucăresc, așa că pe YouTube lumea mai scrie și cu cratimă. <coughs> și cu patimă. Facebook cu patimă, pe YouTube cu cratimă. Deci, <laughs> da, da. Uh, Bianca Drăgușanu în proces își remodelează fața tot. Au zis că buza de jos trebuie efectiv, o grămadă, o armată de doctore, Buza de jos trebuie topită ca să revină la buza inițială. Îți dai seama, scoate eu 15 kg de jumări și eu pune la topit, mâncă tot iar dar jumăr din buză de Bianca Drăgușanu. Știi, buză de... Uh, uh, tot astăzi este... Ziua internațională a clătitelor, ca și o să arate și buza lui Bianca. Dezlegare la pește pentru creștini, da? Ce bine le-o potrivit Dumnezeu. Dacă e, zona, zon, dacă e ziua zonelor umede, e și dezlegare la pește. Eu vă dezleg de tot. Fiți veseli, faceți bine cât puteți și intrați pe canalele lui Nicu Bendea.